care evident îl asimilez vacanțelor. Suntem atât de aproape de Sărbești. Sărbești pentru mine are o rezonanță foarte specială și de fapt nu neapărat Sărbești, că sunt un psihiatra Craiului, Craiului, cabana Craiului, pentru că am petrecut multe vacanțe de vară. Eram copil în zona asta, pur și simplu mergeam cu ai mei potul și stăteam câte două săptămâni, la pe mama în concediu, stăteam și petreceam timp în natură, făceam traseu în țară. Mai trăiți undeva, darling? Unde te ajungem? Da, poate trebuie să vă explic cum se fac de regulă întâlnirile cu fermierii. Pentru că trăim în secolul informației, primim un share location, însă uneori și tehnologia mai dă erori, iar harta ne arată o locație aproximativă. Așa că nu întotdeauna nimerim din prima. Aici am întors și am făcut dreapta pe drumul de câmp. Tarlale, în stânga am grâu, în dreapta cartof. Mergem la Gabriel Cucureanu, care are 150 de hectare, cultivă doar grâu și cartof, probabil face rotație între cele două sole și vreo 3000 de tone de cartof pentru chips livrează în fiecare an către Pepsi. Intrăm în linie dreaptă spre locul întâlnirii cu Gabriel Ungureanu. Sunt conștientă că urmează să filmăm, așa că mă pregătesc, ca de obicei, din mers. Întâlnirea fermierilor cu mine este de cele mai multe ori o surpriză, pentru că mulți au impresia că România văzută din tractor este o expresie metaforică, așa cum a crezut și Gabriel Ungureanu, care a fost foarte surprins să mă vadă la volanul tractorului. Da, nu este nimic metaforic, nici nu mi-aș dori să fie așa. Sper ca în fiecare an să găsesc un furnizor dispus să-mi dea un tractor cu care să mă deplasez și să vă arăt țara asta din punct de vedere productiv, nu la figurat, ci la propriu, din tractor. Când spunem Brașov, de regulă ne gândim la vacanță, dar să vedem cum se face agricultură la poalele munților. Alături de noi, Gabriel Ungureanu, cu ștate vechi în agricultură, pentru că aproximativ 25 de ani. De 25 de ani în agricultură și mai ales pe cultura asta a cartofului. Eu sunt implicat în agricultură de 25 de ani, de când am terminat facultatea. Ați terminat agricultura? Am făcut facultatea de mecanică agricolă în Brașov. Apoi am lucrat aproximativ 10 ani la Institutul de Cartof din Brașov și de acolo a pornit tot. Da. Deci inginer și mecanic și da. Iar în toți anii m-am ocupat aproape exclusiv de cartofi. Mm-hmm. Da. Să spunem că aveți 150 de hectare, da, din care 100 dedicate cartofului și 50 grâu. Pentru grâu. De ce alegeți așa, doar două culturi? E mai simplu să aveți în portofoliu două culturi? E mai simplu? Nu știu, întreb. Este mai simplu, da? Sigur că da, mai multe culturi, mai multă bătaie de cap. Iar cultura cartofului este o cultură grea de care trebuie să te ocupi. Deci trebuie să fii permanent în câmp să observi. Atunci cumva am încercat să ușurăm lucrul ăsta. Uh-huh. Este o cultură la care se lucrează 365 de zile pe an. Ce aveți în cultură? Că sunt mai multe soiuri și aș vrea să vorbim și despre soiurile care merg spre industrializare și cele de consum. Da, noi în fiecare an testăm soiuri, testăm tehnologii, testăm tehnologii de protecție, testăm tehnologii de fertilizare, facem loturi demonstrative. De asta în fiecare an introducem și scoatem, e o dinamică fantastică, introducem și scoatem soiuri aproape an de an. Adică întotdeauna căutați performanța, da? Sigur. Producție, dar și producție, calitate, nu? Da, urmărim toate uh-huh. aspectele. În cultura de 100 de hectare de cartofi, avem aproximativ 70 de hectare cu cartofi pentru industrializare, pentru chips. Avem uh-huh. un contract cu firma Interznec, marca CeoChips. Cam cât livrați către ei?
3.000 de tone anual. 3.000 de tone. Da, și de restul? Soiuri mai timpurii până la soiuri de păstrare, mai târzii. Restul avem suprafețe cu cartofi pentru sămânță. Excelent! Pentru, mă bucur să aud asta. În special pentru zonele timpurii, bazinele de cartofi timpuriu și extra timpuriu din sudul țării, bazinul Lungulețu, zona Olteniei, zona de Buleni, chiar și zona de vest. Mai este un bazin de gumicol în Timișoara, la Lovin. Acolo mai avem niște clienți. Relațiile le avem construite în timp. Adică cei mai buni cartofi, cei care ajung la Lungulețu, se fac aici, o la parte, Brașov, da? O parte din sămânță se face aici. O parte din sămânță se face aici. Bun, și ce preferă piața? Hai să vedem. E cartoful roșu, cartoful galben, cartoful cu pulpă galbenă, că am auzit tot felul de variante aici în Nu există nicio legătură între culoarea cojii sau a pulpei și calități sau destinația culturii în sine. De exemplu, sunt cartofi pentru industrializare și roșii și albi și de toate felurile. La fel, cartofi timpurii sau extra timpurii și albi și roșii, nu există. Dar noi, în testările pe care le facem, în toate situațiile urmărim producție, rezistență și calitățile soiului respective. Da. Da? Și adaptabilitatea soiului în zonele pentru care noi producem sămânța. Care e povestea cu sămânța? Că aș vrea să dezvoltăm puțin subiectul ăsta legat de sămânță. Noi, în România, producem foarte puțină sămânță. Majoritatea producătorilor sunt nevoiți să ia din afară. Din Olanda, din Germania. De ce se întâmplă treaba asta? La momentul ăsta, noi, ca producători de cartofi, suntem total dependenți, 100% dependenți de sămânța pe care o aducem din comunitatea europeană. Uh-huh. Olanda, pe primul loc, Germania, chiar și Franța, chiar și Scoția. Lucruri pe care îl faceți și dumneavoastră, da? Da, absolut. Aduceți sămânță și doar multiplicați aici. În fiecare an aducem sămânță categorie biologice, elită, și profitând de condițiile din zona noastră, putem face multiplicare de la elită la clasa. Asta facem în fiecare an. În fiecare an importăm sute de tone de sămânță. De ce noi se întâmplă acest lucru? Noi cam în jur de 3-400 de tone. Simplu, nu suntem în stare să producem sămânță? Nu se mai produce. În România nu se mai produc categorii superioare de sămânță. Și unde ar fi problema? Problema e mare, e mare, nu știu dacă se mai poate. Că să obții sămânță e filozofie mare. Necesită timp, energie, bani investiți foarte mult. Iar ce aveam noi, stațiunile și institutele au rămas așa, total nefinanțate, cu câteva hectare de cartofi acolo să fie și... Să justifice cumva activitatea, nu? Da, probabil. Cât să nu spune că probabil, trebuie închise. Noi, practic, facem multiplicare, pentru că noi aducem elită din import. Tot timpul trebuie să fim atenți, să fim bine acordați la piață, de ce se cere, să aducem sorile care se cer. Și atunci, cumva, noi avem discuțiile cu beneficiarii noștri cu un an, doi înainte. Și să știm ce cantități și ce soruri aducem și ce cantități să multiplicăm din ce este necesar. Da, eu am înțeles că la stațiune nu o să se mai producă nici sămânța aia care se producea, pentru că au intrat în carantină. Solurile sunt infestate și nu mai pot produce. Apar, așa este? Tot timpul apar probleme. Tot timpul apar probleme. Ați avut astfel de probleme? Sau ce faceți ca să nu aveți astfel de situații? Nu. Păi, în primul rând, trebuie să urmărești tehnologia foarte bine, să pleci de la sămânță de calitate, că se poate transmite în principal cu sămânța. Problemele care apar de carantină se poate transmite cu sămânța. Analizăm solurile pe care, înainte să înființăm cultura de sămânță, să nu avem dăunători de carantină. Dacă solurile sunt curate, sămânța este curată, suntem foarte atenți la tehnologie de combatere, cam astea sunt lucrurile de care trebuie să ținem cont. Dacă ar fi să faceți o recomandare altor producători, poate mai mici, care nu au experiența dumneavoastră, ce le-ați spune despre cultura asta a cartofului? Are și ea niște secrete? Ați putea să spuneți, domne, fiți atenți la următoarele aspecte. Dacă vorbim de aspecte așa în agricultură, variabilele și necunoscutele sunt infinite. În fiecare an găsești ceva cu care nu te-ai mai întâlnit niciodată. Dar sunt niște lucruri de care, dacă ții cont, poți avea succes. Hai să vedem care sunt. Păi, eu le-am zis momente de cotitură în cultură. Păi, da, în primul rând trebuie să ai Ia să vedem. Un sol pretabil pentru cultura cartofului.
Cum ar trebui să fie? Un sol ușor acid, preferabil un sol ușor lutonisipos, nisipos este cel mai, așa, cel mai de preferat. Pe urmă trebuie să cunoști sau să ceri o recomandare pentru soiul care s-ar preta cel mai bine în zona ta și pentru ceea ce tu vrei să obții de la cartoful respectiv. Fie că este de consum sau fie că este de industrializare. Dacă e un începător, nu poate face decât cartof de consum. Da? Da. Adică sunt condiții mult mai stricte sunt la cel de industrializare. Da. În primul rând trebuie să ai un contract cu o fabrică. Pe care nu-l poți câștiga decât poți câștiga dacă ai ceva dacă istoric ești... în spate, da, nu? Exact. Exact. Sunt convinsă de treaba asta, exact, că nu-și permit să dea greș. Nu-și permit să dea greș. Exact. Nu. Și atunci trebuie să știi soiul, să vrei, să știi ce vrei de la soiul respectiv, să ceri o recomandare pentru soiul care se pretează în zona ta. Noi testăm aici soiurile, an de an, dar totodată noi ducem și în zonele unde noi vindem. Și vedem și acolo dacă soiul respectiv se pretează. Uh-huh. Deci noi nu vindem un soi într-o anumită zonă fără să știți dacă se adaptează. Deci, da, în momentul în care cineva ne sună la telefon și spune avem nevoie, vrem să cumpărăm o cantitate de semințe, chiar foarte mică, 200 de kg. Îi întrebați pentru ce? Prima întrebare este de unde sunteți? Uh-huh. Ca să știu zona, să știu ce anume soi să putem recomanda pentru zona respectivă. Ar mai fi și alte aspecte care ar trebui menționate aici? Sunt. Trebuie să poate pe parcursul dezvoltării plantelor. Să fii atent la necesarul de fertilizare al plantei. Uh-huh. Da? Care ar fi regula sau optimul? Păi, optimul la cartof, cartoful este o plantă care consumă mult. Având cantități mari, atunci el și extrage foarte mult. Da. Uh-huh. Și atunci trebuie să știi că să faci o tonă de cartof, de tubercule, ai nevoie de 4 kg de substanță activă de azot, ai nevoie de 1,5-2 kg de fosfor și ai nevoie de 8-9 kg de potasiu. Deci fertilizarea trebuie să fie în așa fel încât să poți obține. Da? Mai ai nevoie de calciu, mai ai nevoie de magneziu. Uh-huh. Sunt niște lucruri de bază pe care, nu știu, dacă, de exemplu, noi în momentul în care vindem sămânța, spunem și lucrurile astea. Ai nevoie de asta, ai nevoie de asta, ai nevoie de asta. Oferim și soluții. Un pic de consultanță. Da, un pic de consultanță. E mare lucru. Da. Mm-hmm. Da. Și cum să-și dirigeze cultura. Cum să erbicideze, când să erbicideze, în ce momente se folosească anumite tratamente și cum. De la ce suprafață devine rentabilă cultura asta a cartofului? Acum depinde ce vrei să faci. Poate fi rentabilă și pe jumătate de hectară. Cultura cartofului se îndreaptă mai mult spre cultura legumelor, neapărat spre cultura de câmp mare. E specială pentru că necesită foarte multe tratamente săptămânal, face tratamente, iar investiția într-o cultură de cartofi este foarte mare. La ce cost a ajuns înființarea unui hectar de cartofi? Anul acesta, spre exemplu, anul acesta, ce costuri ați avut? Anul acesta, cu care le-am avut, sărim de 10.000 de euro un hectar. De 10.000 de euro? Aproximativ 11.000 de euro. Și la ce preț sperați să vindeți cartoful? Piața e cea care dictează și totdeauna nu la noi. Pe industrializare aveți contract future? Avem contract, da. Pe industrializare în fiecare an avem contracte. Și care este prețul la industrializare? Acum, prețul la industrializare este undeva la 75 de bani. Acum, prețul de cost, noi am făcut anul trecut contractul, nevăzând dimensiunea costurilor și inflație de anul acesta. Și după toate calculele, noi ne vom duce la aproximativ un leu cu producerea. Mai puteți renegocia contractul ăsta? Sperăm. Adică sunt mici chestii legate de bonusuri de volum, bonusuri pentru anumit soi, bonusuri de calitate. Sperăm, adică există loc de înțelegere. Există loc de înțelegere și sperăm că cu lucrurile astea să putem ajunge măcar la anul ăsta. Măcar la un leu. Măcar la prețul de producție anul acesta. Uh-huh. Pentru că efectiv nu am putut vedea dimensiunea inflației și creșterile de preț. Și puțin la îngrășăminte, care a fost fantastic. Și la consum, asta ca să știm și noi consumatorii cam la ce preț vom cumpăra în piață cartoful anul acesta? Nu există neapărat o regulă. Asta undeva și variațiile de preț nu sunt neapărat în România. Azi la nivel global. Uh-huh. Și oriunde, indiferent că ești fermier din Australia, din Africa de Sud sau din Europa, la cartofii din 5 ani ai un an foarte bun, unul foarte prost și 3 ani ești acolo
la limita de supraviețuire. Oriunde, și în Europa, cartoful de consum într-un an e 70 de euro tona și următorul an este 300 de euro. Da, puteți aprecia, eu știu, o creștere în procente pentru anul acesta, având în vedere toate costurile astea? Creștere la producătorii, la producătorii mari, creșterile sunt sub 10%. Dar producătorii mici, acolo creșterile sunt ceva mai mari și cumva necontrolabile. Noi simțim din sămânța pe care o vindem. Că un producător mic care pune 2 hectare a avut un an prost, cum a fost acum 3 ani în urmă, când prețul a fost de, am vândut noi, cu 45 de bani, foarte mic. Da. Și atunci, în următorul an, pune mai puțin cartofi. În anul în care cartoful are preț, cum a fost anul trecut, noi am avut preț undeva între 1,2 și 1,5 lei la așa de vânzare. Micul producător sare foarte repede de la 2 la 4 hectare sau ceva de genul. Și atunci, totul se reflectă. Se reflectă cumva. Acum contează foarte mult la noi. La noi contează foarte mult și cât de bune sunt producțiile în Polonia, în Germania, în Franța. Depindem de ei. Depindem foarte mult de ei. Producem la cartoful de consum. La cartoful de industrializare, mai că producem aproape tot. Aproape. Dar la cartoful de consum, sunteți rivali, sunteți concurați de ei. La jumătate. Cam 50% din necesar, cam acolo. România cam acolo acoperă. Da. Cartoful de consum, cum îl vindeți? Cum ajunge în piață? Vindeți prin supermarket, pe piața liberă, intermediari? Nu. Noi vindem pe piața liberă. Care e strategia? Vindem pe piața liberă. Nu facem cantități foarte mari, dar noi cartoful toamna îl depozităm și atunci toată iarna noi lucrăm așa, ca la furnal, non-stop. Sortăm, ambalăm, livrăm, sortăm, ambalăm, livrăm și atunci vindem în general către piața liberă. Clienții avem clienți tradiționali cu care lucrăm de, la fel, de 20 de ani. Deci sunt intermediari, nu? Da, sunt intermediari. Da, și la piețe de angro, de la București, de la Pitești, de la Craiova, Târgoviște. Cam când depozitați marfa? Din septembrie sau de la recoltare? Da, de la până recoltare, când o țineți? Păi, sămânța până la plantat, adică până în aprilie. Da, aprilie. Tot cam așa mergem și cu cartoful de consum. Asta înseamnă că aveți depozitare? Cam ce capacitate are depozitul? E depozitul care l-am avut, vorbim la timpul trecut. De ce nu mai aveți? Avea 7.000 de tone capacitate de depozitare. Ce s-a întâmplat cu el? Va fi Lidl și centru comercial. Ați vândut spațiu sau nu, ce? Nu, noi l-am vândut. Noi l-aveam de 22 de ani închiriat de la proprietar. Aha. Da. Bun. Și ce veți face fără depozitare? Construim altul. Ah. Vreți să construim altul. Ok, ok. Aveți linie de ambalare? Avem. Deci avem. Vindeți și vrac, adică cantități mari, dar și însăcuit, nu? Pe care noi le vindem se încadrează la ceea ce se numește vrac. Adică sunt însăcuiți. Box paleție, nu? Nu. Sau? Nu. Însăcuiți cantități 25 de kg, 10 kg, 15 kg. Deci sacii pe care îi știm. Da, sacii pe care știm. Deci nu sunt turi egalizate sau... Nu. Da. Am trecut prin Cotlea și acum aș vrea să-mi spuneți că chiar sunt foarte curioasă. Se mai produce ceva la serele din Cotlea? Pe serele din Cotlea nu mai există piatră pe piatră. Serele din Cotlea, scumpurile astea pe care le vedeți aici, nu mai există praf și pulbere. Nimic. Nici măcar din clădirile administrative. Au ridicat paza și clădirile administrative s-au dărâmat. Au dispărut. Au dispărut. Peste noapte. Pur și simplu. Venind cu tractorul, chiar m-am uitat stânga, dreapta, aici, să văd exact ce se mai produce. Cu noi. Acolo e un canal prin care trece, așa se numește, Pârâul Vulcănița, care vine de la Vulcan, și dincolo de noi erau serile. Și în Vulcan ce se produce? La momentul ăsta se mai întâmplă ceva? Vulcan e sătul de acolo. Da. Agricultură în cea mai mare parte. Dar zona din jur este industrializată destul de puternic. Industrie în jur, chiar și în Codlea. Însemnând ce anume? Ce se produce pentru industrie? Automotive în special. Astea sunt pe primul loc. Astea sunt pe primul loc. Sunt foarte multe fabrici. Măcar atât. Acum, bine, că le-au făcut pe câmpul agricol, asta e altceva. Trebuiau scoase din oraș. Dar sunt destul de multe.
Bun, aș vrea să transmiteți un mesaj tinerilor, celor care își caută un drum în viață, să le spuneți dacă agricultura este un domeniu de viitor, dacă merită să investim în agricultură. Ce le spuneți? Uai, dacă sunt pasionați, pentru că este o muncă grea. Este o muncă în care lucrezi, noi avem perioadele de campanie în care lucrăm 15 ore pe zi. Adică pleci dimineața la 7 și te întorci la miezul nopții. Perioadele de campanie înseamnă perioada de plantat în primăvară, perioadele de recoltat, care ține undeva la 3 luni. Uh-huh. Da. Și asta e greu. Dacă nu ești pasionat și nu-ți place, nu poți să o faci. Uh-huh. Nu poți să o faci. Și în final, dar una întreb, peste alta oferă satisfacție. Oferă satisfacție. Da, oferă satisfacție. Până la urmă, e un mod de viață și un mod este o viață mai, un pic mai frumoasă. Mai frumoasă, spuneți noastră. Da. Cum se vede România de aici, din cultura asta de cartof? Oh, cu multă muncă, cu multă străduință. Noi avem cumva nișa noastră, făgașul nostru pe care mergem, dar în schimb, dacă vrem să facem altceva, vă spun sincer, noi ne simțim nu ajutați, încurcați. Încurcați. Măcar să nu ne încurce. Și dacă ar trebui să spuneți într-o singură frază cum este România, România este? Oh, România e frumoasă, mie-mi place. E cea mai frumoasă. Super. N-aș pleca pentru nimic în lume, nicăieri. Mulțumim. Să aveți recolte bogate. Mulțumesc. La finalul discuției noastre s-a alăturat și soția lui Gabriel Ungureanu, de la care am vrut să văd doar cum se vede România prin ochii unei doamne ce stă în spatele unui fermier pasionat de agricultură. Cum se vede România? Eu zic că are viitor. O zi bună, sănătate! Zic că merită să avem speranță și să fim optimiști. Super! Da. Deci cu speranță, așa, nu? Păi da. Ce n-am mai perseverență rămas? Și să facem ceea ce ne place și ceea ce iubim și mergem înainte. Da, și domnul Ungureanu a vorbit despre pasiune. Așa da. Că o pasiune... Păi este. El zi de zi vine aici. E... Fără pasiune cred că nu se poate face nimic. Și perseverență, bineînțeles, muncă, toate combinate. E... Cum e să fii soție de fermier? Păi... Că nu prea-l vedeți pe acasă, nu? Ah, păi da, dimineața și seara. Dimineața și seara și... Nu, e nevoie să fie susținut. Ca în orice familie... Da. Are cine să preia afacerea? Aveți copii? Avem o fată de 24 de ani. A, fată? Nu știu. Da, a făcut dreptul. Aolea. Și mai vrea să facă psihologie. Deci agricultură nici de cum. Nu, da, nu e... N-ați reușit să sădiți acolo sămânța. Trebuia să o luați pe tractor, și... domnul Ungureanu, este... când era mică. Și o câștigați. Este și o meserie destul de grea și dacă am un bărbat face față tuturor provocărilor din câmp și... Mai sunt și tot ce... Da, sunt, da... Și ca și femeie, copil, da, 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 o fată avem, Ștefania. Da, păi poate bine ginerele. Poate ginerele. Mai aveți o șansă. Mai avem o șansă. Domnul Ungureanu. Deocamdată acum... suntem tineri, adică acum încă... Acum modele mai sunt, că știm fermier. Are potențial, încă și... mai are potențial el. Da, 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 da. Și noi avem, așa poate că vom vedea pe viitor ce se întâmplă. Ne luăm la revedere de la familia Ungureanu, dar eu vă dau întâlnire data viitoare, peste 2 zile, pentru că mai avem multe povești de viață și de business din Transilvania, pe care vrem să vi le arătăm. Până luna mai, când vom începe filmările pentru cel de-al 5-lea sezon, avem ce să vă arătăm, pentru că zona de centru a țării ne-a adus subiecte superbe, oameni minunați pe care merită să-i cunoașteți, doar pentru faptul că de la fiecare aveți câte ceva de învățat. Pe curând! Cu bine!